Salutare, dragii noștri! Bine v-am regăsit! Rămânem încă în, așa zis, în anturajul Paștelui și Azimilor. Săptămâna trecută noi am continuat să vorbim despre Paște și Azim, să descoperim adevărul pe care Domnul l-a lăsat în cuvântul său în lege și astăzi continuăm aceeași temă și va fi ultimul mesaj legat de Paște și Azim. Ca o sumarizare la cei și ca o concluzie la cei ce ține de adevărul Paștelui și a ne neapărat trebuie să meargă împreună ele și astăzi din nou vom vedea, trebuie să afirmăm că Paștele este perioada în care credincioșii și adunarea trebuie să se întoarcă la adevărul despre mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu este jertva, dar e din partea Domnului din partea Domnului Jehova pentru ca omul care crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mielul este al lui Dumnezeu și credinciosul care acceptă imaginea mielului lui Dumnezeu um, trebuie să se lepide um, de felul de gândire din trecut, de faptele din trecut, de cultură din trecut, în genere, de tot trecutul legat de lumea aceasta, și nu numai, dar și de fire personală, ca să se îmbrace cu imaginea mielului Dumnezeu în gândire, în fapte și în viață de zi cu zi. Credinciosul care se îmbracă, reușește totuși să se îmbrace, nu e așa de greu, dar te, trebuie să dorești, A, și cu ajutorul Domnului este posibil, dar credinciosul care se îmbracă cu imaginea mielului, poate să stea înaintea lui Dumnezeu și să se hrănească cu hrana de la tronul lui Dumnezeu. Dar numai așa, altcineva nu poate. Mielul trebuie să fie mâncat, este scris cu azim. Acest moment este absolut crucial, fiindcă fără azim, mielul, de ce este important că paștele și azimile, fără azim, mielul lui Dumnezeu nu este posibil să-l mănânce cineva în înțeles spiritual, pur și simplu nu este posibil. Pot să mănânc o mâncare cu azim, dar nu în înțeles spiritual carne mea. Azimele sunt adevărul legilor și porunciilor lui Dumnezeu. De nou, nu numai așa, exclusiv nu numai așa. Nu este vorba despre cuvântul dat prin proroci sau apostoli. Prorocii și apostolii ne-au ghidat înapoi să ascultăm de a porunca legii. Dar azimile exclusiv este cuvântul, adevărul, nu numai cuvântul, dar și adevărul interpretat corect din lege. Fără adevărul legii, înțelesul, de ce, de ce e important, fără adevărul legii, înțelesul imaginii mielului, nu este posibil. Putem să citim și toți prorocii și apostolii care vorbesc despre aceasta. Totuși, ca Domnul să-ți descopere ție, să-ți vorbească ție, fiindcă Domnul a vorbit prorocului, Domnul a vorbit apostolul, el a învățat, dar ca să-ți vorbească ție, trebuie neapărat să te întoarci la adevărul legii. De ce este atât de crucial să ne întoarcem la legea lui Dumnezeu în înțelesul ei veșnic? Adevărul legii ne aduce viață, pace și fericire, bucurie. De ce? Și întoarcerea aceasta este urmată de toate ceea ce am descris. Săptămâna trecută am încheiat mesajul cu versetul 21 din Exod 12. Dar adevărul și detaliile poruncite de Domnul Jehova cu privire la Paște și Azime sunt descrise în Exod 12, capitolul 12, până la Exod 13, capitolul 13, versetul 16 chiar. Dar nu trecem tot pasajul acesta. Da, și astăzi începem cu ultimul verset de săptămâna trecută. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis, duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și înjunghiați Paștele. Cum am menționat și data trecută, bătrânii lui Israel sunt acei iși de la începutul capitolului, cărora Domnul le poruncește să ia câte un miel de familie părintească. Bătrânii în adunare sunt acei slujitori care au dreptul să învețe. Țineți minte, sunt preoți și bătrâni să învețe să ghideze din Scriptură, să hrănească turmă cu adevărul din cuvânt. Domnul poruncește că ei se înjunghe Paștele. Înjunghierea Paștelui este o chemare, este o lucrare duhovnicească. Totul este despre lucruri spirituale. Este o chemare la îmbrăcare cu această imagine a mielului lui Dumnezeu. Este o chemare ca fiecare să-și răstignească firea a... a tot eu lui, toată personalitatea de fapt din trecut, de ce și Apostol Pavel a zice că cei ce sunt ai lui Hristos, adică au îmbrăcat cu mielul, da, care imaginea care l-am ne este sau ne a fost descoperit și ilustrat prin Domnul Isus și ei și-au răstignit firea, da, într-o fire pământească, adică tot ce ține de lumea aceasta și de felul lor de a fi, împreună cu patimile și poftele ei. În junghierea, Trebuie să vine ca rezultat la explicarea adevărului despre mielul lui Dumnezeu. Îți explică adevărul și tu înjunghi tot ce este, dar ce nu coincide cu acest adevăr. Tot. Nu, nimic nu coincide, de fapt. Însă, după cum și Apostol Pavel, preîntâmpine, în altă parte, la Corinteni, pot să mănânci adevărul despre mielul adevărat al lui Dumnezeu, după tot adevărul, și să bei apa aceasta duhovnicească și totuși să nu intri în viață dacă nu rămâi în acest adevăr și dacă nu trăiești în această imagine. De aceea este crucial ca noi toți să ne încurajăm la umblarea în credință și în faptele credinței. Domnul continuă și poruncește și zice să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus cei doi stâlpi al ușii cu sângele din strachină. Nimeni din iși, din voie este tradus, a, să nu iasă din casă până dimineață. Haideți să luăm pe rând. Să iai un mănânc de isop simbolizează căutarea iertării și înlăturarea fără de legii. Iată cum procul David exprimă acest adevăr. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie din inimii, fă dar să pătrună înțelepciunea înăuntru meu. Curețe mă cu isop. Înțelegeți fă ca să vină adevărul. Am fost născut, dar adevărul trebuie să pătrunde. Dar curățăm mă mai întâi cu isop și voi fi curat. Spală mă și voi fi mai alb decât zăpadă. Fă mă să aud veselie și bucurie ca rezultat ce vine după ce ești spălat. Și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. El vorbește despre sine ca credincios, nu ca un păgân care se departe. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Iarăși el vorbește de sine ca neprehenit, nu ca cineva din păgâni. Șterge toate nelegiurile mele. Din nou, De că el vorbește de sine ca om neprehenit, dar nu ca om păgân. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeu le pune în mine un duh nou și statornic. De aceea și chemarea ca mielul să fie mâncat, paștele să fie mâncat cu azim, este pentru iș, este pentru neprihăniți, cei care caută, care, sunt flămâni și însetați după neprihănire. A lua un de isop este o chemare către cel neprihănit ca să se cerceteze pe sine după cum a, vedem că descrie și prorocul David și abia după ce s-a cercetat să mănânce din carne melul. Deci și apostolii vorbesc în felul acesta. Credinciosul care nu-și conștientizează păcatele și nelegiurile nu poate să primească iertare. Însă, dacă nu ești iertat, evident că nu poți să vezi adevărul. Domnul Iehov nu-ți va da ochi și urechi ca să auzi dacă nu-ți recunoști păcatele și nelegiurile. Iertarea vine ca rezultat la acceptarea sângelui, adică ca rezultat la acceptarea adevărului despre imaginea și viața mielului. Însă imaginea aceasta se descoperă numai din nou mai repetă, numai din adevărul legii. Eu trebuie să mă pun în comparație cu mielul lui Dumnezeu. Din nou, imaginea mielului în mine. Ah, și imaginea mea lui Dumnezeu care este descris în lege și să mă privesc și să mă caracterizez pe mine din perspectiva imaginii mielului lui Dumnezeu, fiindcă a el trebuie să-și ia chipul în mine. Sângele mielului este adevărul despre viața mielului. Strachina simbolizează acel vas, da, Cuvântul care este, este într-un fel, prin cine vine, da? Prin cine este adus acest sânge, această învățătură, această viață. Adică să accepti adevărul care ți este adus este o, da, evident, dar este o acțiune benevolă și nu este forțată nici de Dumnezeu. Trebuie singur să-ți ungi ideea că este benevolă. Să ungi pragul de sus și cei doi stâlpi. Iată cum vorbește Domnul despre aceste simboluri. Proverbe. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la ușorii ușii mele și păzește pragul ușii mele. Cu alte cuvinte, ușor uși și pragul ușii este adevărul despre mielul lui Dumnezeu care ține această ușă. Dar iată cum mulți credincioși procedează din păcate, sau majoritatea credincioșilor. Pe un mult înalt și ridicat îți faci culcușul, tot acolo te sui să aduci jertfe. Îți pui pomenire, este același cuvânt care se folosește și în legătură cu de Paște, pomenirea, cuvântul acesta, în dosul ușii și ușorilor că aici, de parte de mine îți rădici în veritoare și te sui în pat, îți lărgești cu cușul și faci legământ cu ei, îți place legătura cu ei și ei seama la semnul lor. Toate acestea sunt uh, lucruri spirituale și vorbește despre o căutare a celor neprehăniți sau adunerilor, o căutare a apei și a hranei spirituale, unde și cum. Iarăși detaliile sunt multe, dar nu ne oprim la eu. Așa că ușorii ușii și pragul de sus sau ușii, a ușii lui Dumnezeu pot fi, a, dacă ați observat, înlocuite. Adică pragul și ușorii ușii lui Dumnezeu pot fi înlocuite cu alte adevăruri care să fie pe placul meu. Pe ușa aceasta trebuie să se intre în viață, dar credinciosul poate să găsească plăcere în învățături stelmăcite din Scriptură, fiindcă toate ele din Scriptură trebuie să vină, asta e comparația care nu sunt după adevărul legilor și porunșilor legi, de aceea ușa de intrare în viață nu va fi adevărată. Domnul poruncește și zice, nimeni să nu iasă din casă până dimineața. Nu ne oprim la dimineață, fiindcă cred că înțelegeți deja ce înseamnă dimineața. Dar, în ebraică, iată partea aceasta din, din verset, este a, un cuvânt care o cunoaștem, dar în ebraică Domnul zice că iși, să nu iasă din casă până dimineață. Adică cel neprihănit să nu iasă din casă până dimineață. Fiindcă și este neprihănitul în adunare. Și Apostolul Pavel, um, la, în scrisoarea lui către evrei, comunitatea din, din evrei, le scrie și face foarte clar acest adevăr. se vegem unii asupra altora, vorbește neprihăniților, evident, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertă pentru păcate. Părăsirea casei are loc ca rezultat la o formă oricare de păcătuire, de nelegiuire. Părăsește adunarea ca rezultat la nelegiuire și păcat neprihănitul poate să întinde mâna la nelegiuire și nelegiuirea aceasta, evident, că îl va duce la păcat. De aceea este important ca să veghem unii asupra altora, ca să ne ajutăm și să nu deviem de la căile credinței. Fiindcă înțelegeți că dacă ai cunoscut adevărul și tu l-ai trădat, nu mai rămâne după aceasta într-un fel de iertare, fiindcă alt adevăr nu mai este. Când va trece Jehova ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus pe cei doi stâlpi ai ușii, Jehova va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Nimicitorul a venit când Domnul i-a permis să vină și el a venit în pire de oaie, aducând cu sine învățături răstălmăcite din Scriptură și cu aceste învățături a nimicit tot adevărul și rămășița neprihănirii care mai era încă în mulți credincioși. Acest nemicitor a venit în formă de vânturi de învățătură. Este scris în mai mulți proroci, felul cum va veni toată nemicirea aceasta. Însă dacă sângele mielului lui Dumnezeu a fost scris pe pragul și pe ușorii da, ușii inimii miele, Domnul nu i-a permis ca să mă atace și a trecut pe lângă mine. Pe de altă parte, acest sânge, adică acest adevăr care este scris de înăuntru în inimii mele și în mintea mea, această carne duhovnicească ne ajută ca să discernim acele ape amare care vin și ne protejează ca nimicitorul să nu intre în viața mea, adică să nu le creați, să nu le accept. În ultimii ani, nimicitorul a intrat în toate adunerile și în viața la toți credincioșii de pe pământ, fiindcă ceilalți ei și așa sunt în, în neadevăr, în nelegiuire. Și ca urmare, toți, toți fără excepție, au fost încercați, au fost pus la încercare. Și ca rezultat la aceasta, numai o mică rămășiță a scăpat cu viață. Domnul poruncește și zice să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru fiii voștri în viață. Adevărul despre mielul lui Dumnezeu și despre azim este veșnic, și toți cei ce vor intra în viață vor trăi acest adevăr și, și vor practica această instaurare anual. În acest timp ei vor explica, sau în același timp, în perioada vieții, mă refer pe parcursul anului, nu numai ca eveniment, ei vor continua să explice și altor acest adevăr a, despre Mielul Dumnezeu și Azim, ca și urmașii lor să trăiască acest adevăr și să poată intra în viață. Domnul zice, când veți intra în pământul pe care vi-l va da Iehova, după făgăduința lui, să țineți această slujire. Nu e obicei. Domnul nu creează obiceiuri de acestea. Chiar dacă devine un obicei, dar trebuie să nu devine un ritual, un obicei de aceste ritualic. Tot pământul va fi moștenit de neprihăniți care vor instaura legea Domnului Iehova în cele mai mici detalii. Pe pământ va domina neprihănirea în locul nelegiuirii de astăzi, și în fruntea omenirii, vor sta acei credincioși care vor fi îmbrăcați cu imaginea mielului Dumnezeu care este blând și smerit. Pacea și bucuria va, va umple omenirea, mulțumirea și lauda în adresa lui Dumnezeu va deveni o parte din cultura omului. Aceasta va fi ceea ce va trăi omul. Totuși, Domnul poruncește că și atunci când cultura Împărăției lui Dumnezeu va fi unica cultură pe Pământ, această instaurare, această lucrare, care se numește Paștele și Azimile, trebuie să continue periodic, anual și veșnic. Domnul zice, și când vă vor întreba fiii voștri ce înseamnă slujirea aceasta, să răspundeți! Este jertfă de Paște a lui Jehova și anume așa trebuie să citim. Care a trecut pe lângă casele fiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Tatăl nostru cel ceresc a instaurat perioada de Paște a... a da, Perioada de Paște și Azim a instaurat pentru șapte zile, care se începe cu mielul de Paște la începutul anului. Perioada adică de azim, da, de Paște și de Azim este la începutul anului. Aceasta este începutul anului spiritual, în care credinciosul trebuie să-și revizuiască din nou starea spirituală și trebuie să facă aceasta periodic. Aceasta este un beneficiu enorm cât personal, ca nimeni să nu se depărteze de căile Domnului, însă acest beneficiu se va răstrânge și la următoarele generații de oameni, fiindcă întotdeauna se va aduce la supravață următorilor credincioși, fiindcă sunt următori fii, ce înseamnă aceasta. Tatăl nostru dorește ca nimeni să nu se piardă și ca toți să intre în viață. De aceea, adevărul despre miel și zimile trebuie să întoarcă mereu, constant, în credincioși. Omenirea mereu trebuie să țină minte că Domnul Eho a jertfit mielul său ca credinciosul să nu moară. Toți cei care acceptă adevărul despre mielul lui Dumnezeu și realitatea că toți trebuie să ieșim din Egipt va rămâne veșnic în viața la toți, fără excepție. Adunarea care va accepta adevărul despre Mielului mielul lui Dumnezeu și ad, a, se va întoarce la adevărul legii, va fi salvată și nimicitorul nu va intra acolo. Și a, versetul 28. Și fiul lui Israel, ultimul de astăzi, au plecat și au făcut cum poruncise Jehova lui Moise și lui Aaron. Așa au făcut. Toți adevărații fii al lui Israel, toți neprihăniți, adică au făcut ce Domnul a descris despre miel și azi. Noi nu-i cunoaștem, nu știm cine sunt ei, însă Domnul îi cunoaște pe toți cei care și-au spălat hainele în acest sânge, da, cum este scris deja și în Apocalipsă și nu numai. Așa că așteptăm trezirea lor și întoarcerea lor în popor, ca în sfârșit să se înceapă deja următoarea etapă, pentru ca pământul să devină așa cum Domnul a, a, a garantat că va fi și așa va fi, desigur sigur, ca să devină ca grădina Edenului a mult har și binecuvântări și data viitoare continuăm deja, dar cu capitolul 13 de la Levit. A, dăm o să fie cu noi cu toții.